Bună ziua, dragii mei, bine ați revenit la un nou material video cu Cato. De data aceasta un articol mai deosebit, o temă mai deosebită, ceva mai ieșit din comun. Titlul este: a face pe prostul poate fi o dovadă de inteligență? Da, bună întrebare, nu? Articol scris în 16 iunie 2018. Deci, cineva a afirmat: avantajul când ești inteligent este că poți face oricând pe prostul, ceea ce invers este imposibil. Adică, când nu ești inteligent, nu poți face pe prostul? Deci, doar inteligentul poate face pe prostul? Inteligentul poate face pe prostul, dar a face pe prostul este o dovadă concludentă de inteligență? Deci poți să faci pe prost, dar este, într-adevăr, dovedești prin asta inteligență, inteligența ta. Asta ca să știu sigur dacă merită să fac pe prostul sau ba. Pentru cei ce au nevoie de dovezi concludente, nu pentru toată lumea, desigur că da. Aspect interesant, nu? Poate lumea nu se prinde că ești inteligent, da? Că faci bine pe prostul. Poate se prinde așa cât de inteligent ești, da? Dacă faci bine pe prostul. Deci poate că dacă fac pe prostul într-un mod foarte inteligent, ar fi foarte concludent, nu-i așa? Dar dacă un inteligent ca mine ar face pe prostul, iar prostiu are pe ceilalți. Dacă aș face pe prostul cu un prost, l-aș putea prosti oare? Dacă prostești un inteligent, poate că nu e bai și nu te va afecta, dar dacă prostești un prost, cine știe ce prostii se pot întâmpla? Proștii nu reacționează la fel ca inteligenții. Și există vreun risc oare dacă te prostești prea mult sau prea tare, să te prostești de tot pe tine însuți, remanent într-un mod foarte inteligent? Da, vorba aia. Ai grijă dacă faci pe prostul să nu rămâi așa, nu? Remanent. Poate că unor inteligențe le-ar place, da? Cu ce ar face pe proști, poate le-ar place să facă în continuare. Pentru un om inteligent, a face pe prostul oare poate fi văzut ca o eliberare din tipare? Adică, bun, cu toții noi ăștia inteligenți tindem să ne mai prostim câteodată, nu? Câteodată o dată, câteodată de două ori, nu? Da, putem spune eu o defulare, o eliberare din tipare, da? O chestie de relaxare. Bună întrebare. Inteligentă. Oare o dovadă concludentă a inteligenței tale ar fi cât de bine poți face pe prostul, oare? Ca la testul Turing. Dacă reușești să pari prost pentru un grup de oameni care nu te cunosc, atunci ai trecut testul și ești cu atât mai inteligent cu cât ai putut prosti un procent mai mare. Este testul Turing cu inteligența artificială.
că spuși, nu știu, grup de oameni și după un paravan trebuie să discute cu cineva. Jumate din oameni discută cu un om, jumate din oameni discută sau corespondează, să zicem, mesaje sau asta cu un robot, da? Și dacă mai mult de jumate, parcă din cei care corespondează cu robotul nu-și dau seama că e un robot, ci sunt convinși că discută cu un om, atunci robotul trece testul Turing. Deci așa, am un articol și despre asta. Un test interesant. Pentru un om inteligent poate fi o provocare să vadă cât de bine poate face pe prostul oare? Poate fi, eu zic că poate fi. Poate. De ce să nu poată? Există o zicală în lumea informaticii. Într-un final, toată lumea va ști tot. Întrebarea este, va face vreo diferență? Bun, avem internet, avem o grămadă de informații, tot mai multă informație, da? Bun. Și dacă ai știi toată informația de pe internet, ar face vreo diferență, nu? Hai, fi te-ar schimba cu cineva faptul că ai ști toate informațiile, le-ai citit pe toate, sau? Este o bună întrebare, da? Te face mai inteligent așa acumularea de informații, adică să iei la cunoștință o grămadă de informații? Sau poate din contră, poate te prostește atâta informație. Da, în continuare niște comentarii, da? Că au fost pe Facebook, da? La rândurile de mai sus, ideile de mai sus. Da, Maria zicea, cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul și nu da vrabia din mână pe cea de pe gard. Da, cine nu aleargă după doi iepuri, ce face? Da, cine nu aleargă după doi iepuri, ce face cu vrabia din mâna lui? O dă pe un iepure sau nu o dă nimănui? Genoveva, zice, ce motive are un inteligent să facă pe prostul? Că invers ne toți cremem să părem. Cred că de-aia constipată că nu-mi iese. Răspuns. E tocmai asta, tocmai motivul ăsta e pus la dezbatere publică, să dovedească astfel cât e de inteligent într-un mod inteligent. Căci prostul nu poate înțelege cât de inteligent este inteligentul când își exprimă inteligența sa, dar cât de bine se poate prosti, poate aprecia. Genoveva, ce să-i lași în pace pe cei ce te cred prost, e dovadă de inteligență sau de prostie, sau nici una, nici alta. Oare ce e mai simplu, să pui întrebări sau să poți răspunde la ele? Desigur, într-un mod inteligent sau nu contează. Cine se prinde de inteligența răspunsului, prostul sau inteligentul? Răspuns, pe cine nu lași în pace, îți declară război, da? Nu lași în pace. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Prostul are mintea mai odihnită ca inteligentul, deci nu te pune cu el. Dacă ești inteligent, dacă ești prost, te poți lua de inteligenți cât vrei tu și așa mai departe. Nu este simplu să pui întrebări inteligente, nici să răspunzi inteligent, dacă nu ești destul de inteligent, și este cu atât mai greu pentru cei ce își odihnesc mintea cât mai mult. La întrebări prostești se prind și proștii și inteligenții, că e momeală bună pentru toți. Iar la întrebări inteligente nu mușcă oricine, că nu e pe gustul tuturor proștilor. Deci totul depinde de intenție, ce răspunsuri vrei să primi în plasa ta, de la toți sau de la unii numai. Genoveva, zice, merită să faci pe prostul doar pentru a-ți dovedi cât ești de inteligent?
poate și altora inteligenți, deși, din punctul meu de vedere, nu asta e important, ci utilitatea producțiilor unui inteligent pentru divertisment, experiment social și altele care nu vin în minte, cred că merită. Există și beneficii precum popularitatea, simpatia și chiar financiare dacă demersul e conceput inteligent. Prostia e un tezaur din care ies bani, ies și bani dacă știi cum să-i atragi. Da, n-am mai văzut câte motive inteligente ai găsit și cât de ușor. Merită să faci pe prostul. Ai ceva beneficii. Poți avea beneficii. Totul depinde de abordare. O comoară de înțelepciune, zace mine, dar am uitat unde am îngropat-o bine. Și asta o chestie, să fie așa foarte inteligent, dar să-ți pierzi memoria. Să uiți cât de inteligent ești și câtă inteligență zace în tine. Să nu mai poți accesa, nu? Genoveva, ce parcă e mai ușor să iubești pe cineva care se prostește decât dacă e mereu pe o poziție de inteligență imbatabilă, scorțoasă, de-a dreptul amenințătoare. Răspuns, da, ai vorbit ca un om mare, merit să fii citată și aplaudată. Cel ce se prostește pare mereu mai inferior, nepericulos, infantil, copilăros și poate trezi sentimente materne sau paterne de iubire ocrotitoare. Inteligentul poate face pe prostul, dar a face pe prostul este o dovadă concludentă de inteligență. Deci atât a fost articolul respectiv, articol mai scurt, da? Vizitatori din Palo Alto, California, Lulea, Norbotten County, nu știu unde e asta, Sweden, Suedia, Dumbrăvița, Bacău, Soroca, Moldova, deci atât este articolul de azi, deci o abordare mai neobișnuită, da, pentru stilul general în care am făcut până acum materiale video, da, așa mai să zicem, mai serioase, mai inteligente, mai... dar, da, zice genul ceva aici. Da, e mai ușor să iubești pe cineva care se prostește decât dacă e mereu pe o poziție de inteligență imbatabilă, scorțoasă, de-a dreptul amenințătoare. Aha, deci, într-adevăr, dacă ești un inteligent așa scorțos, fără simțul umorului și, să zicem, mai mult încordat, atunci normal că nu-i ceva atractiv, așa să zicem, din punct de vedere relațional, da, și al comunicării. Normal că oamenii mai glumeți, mai în care se mai și prostesc un pic și astea să vorba, ne intră mai ușor sub piele, da, sunt ușor acceptați. În glumă, mai în serios, da, deci relațiile sunt mai ușor de făcut cu astfel de persoane, nu? Ok, deci, oricum, în continuare vor mai fi și astfel de articole, așa, da, mai scurte, care ies din de pe linie. Ies un pic, mai defulăm și noi, și noi ăștia geniali, nu? Trebuie să ne
mai relaxăm și noi, nu? Trebuie să mai defulăm și noi, ne mai liberăm, mai glumim, mai facem pe proștii, mai vedem cât de geniale am rămas, mai... Da, deci problema ar fi aici, dar în a face pe prost, una, nu știu, a te prosti, genul ăsta de abordare, problema ar fi, da, să nu atingi pe alții, da, adică să nu se simtă alții atacați, că să nu faci bășcău de alții, cum se zice, da, să iei pe alții peste picior și asta, deci atunci nu mai ești considerat chiar așa simpatic, mai ales de cei cu care relaționezi în acest fel, da, și că ei peste picior faci bășcău de ei, se simt atacați, se simt ofuscați, da, sunt destui care nu prea știu de glumă, sau mai știu de glumă, dar sunt foarte sensibili așa cu imaginea lor personală. Ok. Bun, dragii mei, aici închei acest articol. Vă invit să vă abonați dacă nu v-ați abonat la canalul meu YouTube. Dați un click și pe clopoțel, acolo să fiți primiți notificare când scot materiale video. Acum m-am apucat mai serios așa de produs. Încerc să produc cât mai multe, câte pot, câte se poate. Cam... Mai am o grămadă de articole scrise care nu au lecturări, le transform în materiale video. Este major, mulți preferă să urmărească materiale video decât să intre să citească un text, dar materiale video clar trecere mai mare și toate domeniile, chiar și cel educațional. Ok, vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-am adus așa un zâmbet așa, măcar așa un pic din colțul gurii, dacă nu chiar un râs cu toată gura, cu gura plină. Ok, vă pup, dragii mei, ținem legătura, vă doresc să aveți în continuare sănătate și o zi minunată în continuare.